Femeile în acest moment au dificultăți ceva mai mari decât tine. Îți vine să crezi sau nu, se confruntă și ele în momentul ăsta cu feminismul, care părea că presupune un fel de egalitate și în final, dragele de ele, descoperă că totul a fost o minciună și o țeapă infernală. Efectele la treaba asta cu feminismul sunt devastatoare pentru femei și motivul pentru care menționez asta este pentru că sper în inima mea să trezească în tine puțină empatie. Pentru că în momentul ăsta, dacă ar fi să strigă în videoclipul ăsta ceva de genul ai observat ce nesimțite sau macabre au devenit femeile, probabil mulți dintre bărbații care urmăresc acest canal ar aplauda. Și asta pentru că ei fac exact planul agendei din spate. Lumea din fundal, care să zicem ne conduce, nu ne doresc sub nicio formă fericiți și nu doresc ca noi să ne înțelegem sensul existențial. Care acela ar fi desigur care? Apropierea. Fiecare dată când ne îndepărtăm de sexul opus, cât și de sexul apropiat, adică camaraderia între bărbați și așa mai departe, cu atât noi facem planul sistemului. Deci ori de câte ori alegem treaba asta, nu facem altceva decât să ne îndepărtăm de sensul existențial. Care asta conduce desigur la depresii, frustrări, supărări, bărbați care sunt astăzi din ce în ce mai reci, din ce în ce mai triști, din ce în ce mai întunecați, să zicem așa. Iar asta ulterior conduce și la aceleași simptome în femeile cu care ei doresc să relaționeze. Și atunci, bine ai venit pe canalul ăsta, dacă ești nou, nu uita să te abonezi. Facem asta de mai bine de 10 ani și suntem mândri să-ți prezentăm niște cărți pe care le-am scris și au fost comandate de mii de bărbați în România, pentru că sunt singurele cărți pe piață care te învață într-adevăr cum să creezi atracție sau dorință în femeia pe care tu ți-o dorești. Bărbații imediat ce aplică lucrurile scrise în aceste cărți au rezultate în general până și peste noapte, presupunând că au înțeles ceea ce noi predăm aici într-adevăr. Și atunci, cum devii bărbatul la care visează o femeie? Deci hai să ne gândim puțin ce caută femeia mai exact într-un bărbat. Și am putea presupune pentru câteva secunde că o să caute ceva ce ea nu deține sau ceva ce în ea nu există neapărat la un nivel frumos de văzut sau de înțeles, să spunem așa. Și am putea presupune pentru o secundă că dacă noi vorbim de femei, adică de niște creaturi emoționale, de niște creaturi care în momentul în care intră în emoții, totul poate fi ultra frumos sau ultra haotic, depinde de ce emoții discutăm noi aici, am putea spune că există un lucru care tinde să fie lipsă uneori în acest haos emoțional, da? Și am putea spune că le lipsește mai exact ordinea, din când în când, nu întotdeauna, adică când în când le va lipsi acea ordine. Și atunci am putea presupune câteva secunde că o femeie va căuta în bărbatul de lângă ea sau în bărbatul pe care îl dorește sau în bărbatul care o abordează acea ordine. Păi bun, când zicem de ordine asta, la ce ne referim mai exact? Noi ne referim mai exact la când te uiți la bărbatul ăla, cam ce imagine sau semnal primești de la el. Doar dintr-o simplă privire. Dacă el nici măcar n-ar discuta de fapt, la nivel non-verbal, în momentul în care tu te uiți la el, ce poți să înțelegi tu imediat despre bărbatul ăsta? Asta ar fi niște întrebări pe care tu să le adresezi, pentru că femeile gândesc în felul ăsta. Și atunci, ce am putea să ne gândim? Păi, hai să vedem, dacă există ordine în viața lui, înseamnă că probabil are un fel de disciplină, nu? Înseamnă că în momentul în care zice niște lucruri, tinde să le facă, să le ducă la bun sfârșit. Înseamnă că e un bărbat care nu va pune multă putere în cuvintele sale, ci mai degrabă pe acțiuni, mai ales că energia masculină înseamnă acțiune. Și dacă am spus că această ordine va arăta în bărbatul din fața ei disciplină, înseamnă că noi putem sesiza extrem de ușor, fie că vorbim de femei sau bărbați, lipsa disciplinei, lipsa acestei ordini de care noi vorbim. Și o să o vedem, de exemplu, în primul aspect, cum ar fi dieta. E normal să ai 2-3 kg în plus pentru că îți mai place o bere din când în când sau ai cedat la o pizza din când în când. Însă, când ca bărbat ești overweight, ești supraponderal și aici vorbim de 10-15 kg în plus, Față de ceea ce ar fi normal sau o medie generală, să spunem, în momentul ăla putem presupune că există o lipsă a ordinei în viața acelui bărbat, o lipsă a disciplinei, să spunem așa. Putem presupune și probabil am avea dreptate 99% dintre cazuri că acolo este o problemă emoțională care îl face pe acel bărbat să începe să consume, fie că vorbim de alcool, de droguri sau efectiv să mănânce într-una pentru a-și oferi niște sentimente sau stări sau posibile emoții pe care nu știe cum să și le furnizeze altfel.
Și atunci acel mâncat devine de fapt o fugă a ego-ului îndurerat, care vrea cumva să-și facă un bine, să-și ofere câteva plăceri de câteva secunde. Și atunci femeile pot înțelege spre un bărbat prin faptul că sunt supraponderali, repet, 10-15 kg peste media normală, și aici trebuie să-ți dai seama că, ok, pot să beau o bere, da? Că îmi place, sau pot să beau 5. Pot să beau astăzi pentru că au venit prietenii la mine, sau pot să beau în fiecare zi. Și aici totul, aici e vorba doar de echilibru. Totul se rezumă la asta. După care, îți vine să crezi sau nu, mulți bărbați, ce obțin în România, cât și în străinătate, nu mă înțelegi greșit, se îmbracă execrabil. Și aici o femeie poate înțelege imediat lipsa disciplinei sau acelei ordine când se uită la tine cum ești îmbrăcat. În alte cuvinte, nu știi ce ar fi niște haine masculine, cum arată astea, ce mărime ar trebui să porți, nu știi ce culori vin cu ce culori mai exact, nu știi ce tip de material vine cu ce tip de material. Și nu numai că nu știi, dar multor bărbați nici măcar nu le pasă. Și aia, problema aia e și mai mare. Sunt bărbați care poartă poluți, un fel de combinație între tricou și cămașă, care e un sindrom în general al unui bărbat rănit și speriat. Și el se îmbracă astfel tocmai pentru că știe că îl face să arate exact ca un nice guy. E un îmbrăcăminte prin care, nu știu, bărbații de obicei tind să dea dovadă de faptul că au renunțat la a mai încerca spre orice încearcă, da? Și atunci, nu doar că avem bărbați care nu știu să se îmbrace și care au și o mândrie și speră că femeile îi vor curta, deși ei sunt zero pe capitolul ăsta, care, apropo, e unul din cele mai importante în fază de inițiere a abordări, pentru că omul atât știe despre tine ceea ce vede, până să te vadă el în suflet, te va privi în ochi, în corp și așa mai departe. Și atunci vreau să înțelegi și treaba asta, că în momentul în care hainele arată pe tine de parcă ai fi pleznit dulapul și tot ce a căzut pe tine e ok, arată iarăși un haos emoțional în viața ta, lipsa de control, lipsa de ordine, lipsa de disciplină. Mulți bărbați ies în Adidas la întâlnire cu o femeie, iar femeia se uită la ei și spune: tu vrei să mă duci la fotbal, tu nu mai scoți la restaurant. Alți bărbați ies în hainele bunicilor, cu o femeie care este ultra stilată sau ultra clasică. Iar alți bărbați ies mult prea dechisiți, purtând niște mărimi extrem de mari, care clar n-au legătură cu ei, parcă hainele lui tata, cu niște femei din nou, poate simple sau poate dechisite, dar acolo iarăși se vede o incongruență. Iar dacă am vorbit de treaba asta, putem să ne atingem puțin și de igienă. Pentru că da, m-ai înțeles bine, un bărbat crede că da, e suficient să mă duc, folosesc puțin săpun, m-am spălat, ies din casă. Doar că în momentul în care vorbim de igienă și de inteligența emoțională în a fi extrem de treaz și prezent, probabil ți-ai dat seama că ajută să fii bărbierit la timp, ajută să fii tuns la timp, dacă situația îți permite asta, da? Pentru că și ție ți-ar plăcea ca femeia aia să fie epilată la timp, să se dea cu un parfum minunat, în ocazia potrivită. Și atunci, da, și asta ține de ceva ce ne afectează imaginea, igiena în sine. Mulți bărbați merg cu o barbă care e total teribilă, arată ca un jec pe față. Mulți bărbați merg cu un păr pe care nu-l îngrijesc în nicio formă, nu-l tund într-un fel, nu-l dau cu o ceară, nu-l dau cu un gel. Când ieși din casă în felul ăsta, arată că ai depus minim efort, iar femeia normal că se întreabă de ce aș vrea eu să fiu cu tine când eu știu cât efort depun, să arăt în felul în care arăt. Bun, ce mai este important să înțelegem aici este că toată dezordinea asta, care pleacă din minte în primul rând și apoi se vede în corp și apoi se vede în reacțiile tale, în felul în care vorbești, în felul în care emani vibrațiile și energiile tale, evident că toată dezordinea asta trebuie să mai vadă undeva și automat primul lucru unde se va vedea în casă la tine, în camera ta. Și atunci femeia, de când intră în casă la tine și observă că absolut toate lucrurile sunt aruncate peste tot, aici nu vorbim de praful care stă acolo pe perdea de alaltăieri, nu, noi vorbim pur și simplu de dezordinea, felul în care sunt aruncate obiectele, felul în care îți vinzi povestea că o să pui tu tricoul la îndulat mâine, dar trec 2 săptămâni. Și cu toții facem asta, de aceea trebuie să devenim prezenți, să vedem lucrurile astea și să înțelegem că ele de fapt nu sunt lucruri la voia întâmplării, nu se întâmplă ca așa te-ai trezit tu dimineața, nu, alea reflectă ceva din interiorul tău. Cum arată bărbatul ăsta la care o femeie visează? O femeie care vrea să fie, să spunem, o soție devoțională, pe care vrea să-l venereze ca pe un zeu în fiecare zi, să îi se ofere cu dragoste, cu mândrie poate, că face parte din viața sa. Ei bine, probabil că bărbatul ăsta, și-ai auzit deseori chestia asta,
Are o stabilitate financiară, nu? Auzi asta des în lumea feminină, însă eu ți-aș recomanda să faci o chestie în momentul ăsta. Să nu mai spui stabilitate financiară, pentru că bărbații sunt obsedați cu treaba asta cu bani. Nu, spune-i stabilitate și atât. În alte cuvinte, noi vorbim iară de un control, de o disciplină, exact ce am vorbit până aici. Pentru că în momentul în care tu nu ai bani să te întreții, să-ți plătești chiria, să-ți plătești mâncarea pe care o pui pe masă, problemele tale sunt de o natură extrem de haotică, încât nu ai ce căuta pe canalul ăsta, la fel cum nu ai ce căuta pe stradă să abordezi o femeie. Pentru că tu trebuie mai întâi să fii în stare să-ți oferi minimul. Deci pe scara masculinității, minimul în cazul unui bărbat este că se duce la vânat, își procură mâncarea și își procură un loc unde să doarmă. Și atunci femeia va căuta întotdeauna asta de la un bărbat. Și aici bărbații au înnebunit și au început să creadă în toate fanteziile pe care Instagramul le portretizează, că domnule, o femeie aleargă după Burj Khalifa prin Dubai, aleargă după, dă-mi o stațiune întreagă. Iar aici bărbații se mint grav rău de tot. Pentru că femeia își dorește la un bărbat un singur lucru, să-l vadă că e stabil. Și aici nici măcar nu vorbim de bani. Noi vorbim de faptul că o femeie se uită la un bărbat și vrea să-l vadă în mindset, în corp, în spirit și prezență, un om stabil. De aceea zic, nu te mai gândi la stabilitate financiară, ci la stabilitate întru totul. Adică există un control pe care îl deține în reactivitatea sa, în felul în care se portretizează, în felul în care vorbește cu oamenii, în felul în care tratează absolut toți oamenii, în felul în care își gestionează banii, în felul în care se ridică de la masă, în felul în care primește un atac, în felul în care răspunde și așa mai departe. Ai înțeles ideea? Deci nu de bani e vorba, ci de stabilitatea sa ca bărbat, mai exact, de care este fundația sa, fundația masculinității sale. Și acum înțelegi de ce informațiile astea sunt de fapt ceva mai greu de înțeles? Înțelegi de ce te chem deseori la coaching? Pentru că majoritatea bărbaților vin dintr-un fundal rănit, unde au o problemă atât cu taxul cât și cu femeia din fața lor, iar ei vor să se războiască, să se bată, să arunce cu ură în stânga și în dreapta, întorcându-se la o casă goală unde suferă mai mult decât sufereau când au ieșit la abordat. Și ce se întâmplă aici, majoritatea oamenilor caută hack-uri de moment. Dă-mi o soluție, dă-mi o formulă, ceva de 3 secunde să-i spăl ochii să o fac. Și chiar dacă ai primi asta și chiar dacă ai face asta, tu vei reveni mereu la cine ești tu cu adevărat. Deci problema reală este a investiga ceea ce ești tu cu adevărat pentru a deveni un bărbat solid, cu o fundație solidă, cu o masculinitate care atrage prin toți porii corpului ei în cazul ăsta. Ajunge la următorul punct și asta îmi place foarte mult, aici vorbim de inspirație. Trebuie să te întrebi la un moment dat, n-ai cum să nu o faci, trebuie să te întrebi cu ce inspiri tu femeia de lângă tine. Deci până să ne gândim noi la societate, oamenii, părinții sau pe cine mai vrei tu, nu, femeia care în momentul ăsta e ceva foarte important pentru tine, întreabă-te cum o inspiri. Vezi tu, aici intervine o problemă interesantă, că dacă ar fi să întrebi 9 din 10 bărbați, îți vor spune că doresc o femeie 10 din 10. Care sunt motivele pentru asta, am explicat în alte clipuri, însă în general bărbații normal că ar vrea, dacă am avea 10 femei, ar vrea-o pe cea mai frumoasă, pe cea mai mișto, pe corp și așa mai departe, pe cea mai plăcută și bla bla bla, da? Deci suntem atrași cumva de frumusețe, de lucrurile astea. Bun, deci el ar vrea cea mai frumoasă femeie, cu un corp minunat și așa mai departe. Dar în aceeași aroganță el spune, păi da, dar ea ce aduce pe masă dacă nu mi-aduce lucrurile astea? Nu s-ar gândi o secundă la ce aduce el pe masă. Deci bărbații, avem o diferență între bărbați, pentru că avem bărbați extrem de comozi, care se mulțumesc cu ideea de basic, în ce îi privește pe ei mă refer, și avem bărbații care se duc la o extremă ceva mai înaltă și zic, băi, eu cred că pot mai bine de atât. Și atunci bărbații ăștia despre care noi vorbim sunt oamenii care zic, păi bă, mă duc la muncă, vin acasă, muncă acasă. Din cauza că fac asta, ar trebui să mă iubească, să-mi pup pe picioarele, să mă arunce în copac și așa mai departe. Și avem bărbații care zic, bă, parcă nu-i suficient, adică treaba asta e basic, muncă acasă, da, o poate face oricine. A mie mi-ar plăcea să pot să-i ofer ceva mai mult, ceva mai frumos decât treaba asta. Și atunci bărbații ăștia ce tind să facă, fac total altceva, în sensul că se duc la muncă, acasă, după care lucrează la niște lucruri prin care ei pot deveni o sursă de inspirație pentru femeia din viața lor. Întreabă-te, dacă cumva tu ai vrea să fii bărbatul ăsta, cum ai putea tu să o inspiri?
Care este o pasiune de-a ta? Poate pictezi, poate cânți la pian, poate ai niște cursuri în NLP sau hipnoză, cum predăm noi. Și acum tu poți să lucrezi la stările ei, la emoțiile ei, sau poate o ajuți pe mama ei care suferă de 30 de ani după tatăl ei care ar fi abandonat. Sau ceva de, înțelegi unde mă duc? Ce poți să oferi extra? Că vreau să zic o chestie, într-o bună zi, vei merge la braț cu soția ta, bătându-te în piept că ești cel mai tare bărbat de pe planeta asta, uitând că întotdeauna există unul mai bun decât tine și cu o frică non-stop că dacă vei găsi pe ăla care e mai bun decât tine, dacă o să dai vreodată ochii cu adevărul. Și o să te plimbi, poate, nu știu, prin Verona, Italia, cu ea la braț și o să vezi pe unul care cântă la pian. Și în momentul ăla eu îți promit că femeia de lângă tine, pentru câteva secunde, va rămâne captivată de ceea ce se întâmplă acolo. Se va îndrăgosti, poate, de momentul ăsta, nu neapărat de bărbat, dar de momentul ăsta care este creat de acest bărbat. Tu ce o să faci? O să te simți ca un inferior? S-ar putea să te simți ca un inferior. De ce? Pentru că tot talentul tău și unicul lucru pe care poți să-l folosești ca tu să o inspiri pe femeia lângă tine este munca acasă, munca acasă. Deci poate că ai putea să fii ceva mai mult de atât. Eu de-aia te chem la coaching, să te ajut să te regăsești, să te redescoperi și să fii mai mult de atât. Și nu în ultimul rând, vreau să subliniem faptul că dacă vrei să devii un bărbat pe care femeile îl caută, îl doresc, sunt aprinse după el, sunt ude după el, tu trebuie să înțelegi importanța vibe-ului pe care tu îl ai. Vibe ce înseamnă? Mai exact vibrație. Mai exact care e starea ta generală. Ești un tip care tind să zâmbești, ești un tip care e ușor de abordat, ești un tip flexibil, ești un tip care îți place să faci mișto de tine. Sau ești cineva încordat, închis, lipsit de emoție. Îți vine să crezi sau nu, e trist, dar majoritatea bărbaților, noi vorbim aici la general, 99% sunt ultra stinși, 99% au uitat să râdă, 99% au o expresie facială statică, 99% arată uite așa. Corpul ăla este anchilozat, e înțepenit, zici că au un junghi în gât, nu se pot mișca, nu se pot exprima. Și ce vreau să subliniez cu tot canalul ăsta, că așa ceva nu este normal. Mă atacă muștele, da? Așa ceva nu este normal. Și ar trebui să faci ceva în legătură cu asta, pentru că asta e țeapa pe care sistemul din fundal ți-o întinde și tu pici cu grație în ea. Dar tu pici cu grație în ea pentru că tu nu știi la ce să te raportezi ca valori reale în această societate. Într-o societate în care tu ar trebui să te simți bine cu tine, nu cu o audiență care te aplaudă, că nu ăsta e scopul tău. Cu cât cauți aplauzele societății care deja e bolnave și se duce în jos, cu atât tu te vei îmbolnăvi. Eu sper tare mult că acest videoclip ți-a plăcut. Ne vedem pe forestsstv.ro, unde ai produsele noastre, ai cărți, cursuri, pachete de coaching care pot fi plătite și în rate, pentru că vrem să fim alături de tine. Și ca ultimă opțiune poți să devii membru la canalul ăsta. Într-o bună zi noi sperăm să avem 1000 de membri și din momentul ăla coachingurile vor fi gratuite și poate vom avea tabere în care participarea va fi gratuită. Facem totul pentru tine și cu ajutorul tău. Am pupat.